site-ul inspectoratului școlar, utilizând adresa www.isjbz.ro sau intrând pe Google și scriind pur și simplu ISJBZ, din care accesează pagina de noutăți a site-ului nostru. În partea dreaptă vom vedea logo-ul pentru înscrierea în învățământul primar, de unde ne ducem pe pagina respectivă și găsim toate informațiile aferente procesului de înscriere în învățământul primar. Și anume, circumscripțiile școlare din județul Buzău, și voi reveni la ele, metodologia privind înscrierea, pe care dacă se face click, părintele o poate lectura, calendarul înscrierii, care la fel se deschide și poate fi lecturat de către părinți, informații pentru părinți în care se deschide legătura spre ceea ce a postat Ministerul Educației Naționale, forumul pentru părinți în care părinții pot adresa întrebări și se va răspunde, procedura pe care colega mea tocmai a prezentat-o referitoare la ziua porților deschise, și telverdele 0800 816 238, care va fi disponibil începând cu data de 1 aprilie în intervalul 8-16. La circumscripțiile școlare, deci avem toate unitățile școlare care vor avea anul acesta clasă pregătitoare, deci unitatea respectivă, adresa, site-ul unității respective, planul de școlarizare și respectiv arondarea circumscripției respective. Să intrăm, de exemplu, pe pedagogic, în care au un mic filmuleț de prezentare al școlii, nu voi insista pe el, logo-ul cu înscrierea în învățământul primar, iar aici, de exemplu, dacă ne ducem pe descrierea unității de învățământ, unde sunt prezentate datele de contact, oferta pentru înscrierea în învățământul primar și respectiv câteva poze vizând clasele ce vor aștepta copiii din toamnă. Circumscripția școlară, pe care o vedeți, deci liceul pedagogic, toate unitățile au site. Deci fiecare, putem să ne ducem, de exemplu, și pe mediul rural. De exemplu, pe mediul rural. Haideți să iau... Ce să iau? Amarul, de exemplu, da? Deci logo-ul, descrierea unității, sunt și câteva instantanee referitoare la clasele respective, circumscripția școlară care la mediul rural, deci este respectiv comuna, informații pentru părinți, în care se fac referiri la ceea ce am prezentat anterior. Am uitat să spun că tot pe site-ul nostru se găsește și procedura de evaluare psihosomatică, care văd că nu mai merge. Imediat. Precizările referitoare la evaluarea psihosomatică a copiilor, da? În care sunt specificate centrele în care se vor face și centrele și sediul, telefoanele, cadrele didactice care vor face acest lucru. Deci Buzău, Râmnicu Sărat și respectiv Pătârlagele, programul de lucru aferent.